Salut tuturor, toată lumea, noi este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Cațărani, a.k.a. Clanul Minerilor, alături de domnul Rafael. Astăzi mi-am pus un shader și o textură foarte frumoasă, vedeți cum se vede apa, foarte, foarte clară. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like dacă face cât un spike așa de lag, este pur și simplu de la textură și nu va trebui să o luați în seamă. Așa că haideți să vedem și noi aici, vedem cum sunt blocurile astea făcute. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem peste 4.000-5.000 de like-uri dacă vă place această serie. Astăzi, împreună cu domnul Rafael, plănuiesc să facem un windmill se numește, o fofeză din aia care bate vântul în ea și face grâu pe aici, pe lângă ea. Așa că va trebui să fac eu niște grâu, nu știu de ce văd pământul așa, probabil că e la textură, Rafaele. Și va trebui să Da. facem diverse lucruri pe aici, așa că omoară-o asta. Hop. Și Rafael ne va face un win-win, noi avem treaba aici și la casă. Îmi spuneți în comentarii cum credeți că se vede cu textura și cu shader-ul. Cu textură, cu shader sau fără textură și shader? Bineînțeles că se văd și liniuțele astea, habar n-am de la ce, probabil că de la softul de la placa video, că am dat eu pe performance. Nu? Rafael, nu e de acolo liniile? De acolo cred că Ba, nu sunt. știu. Am dat eu pe performance pe acolo, așa că haideți să facem, să terminăm și podul ăsta. E ultimul pod, acolo avem casă, aici avem casă, vă arăt cum se vede cu textura asta. Sper să vadă pe filmare totuși bine, Rafael, văd că se cam chinuie procesorul altul, dar n-are nimic. Țin eu neapărat să joc cu textura asta, că și ție îți place și îmi place prea mult apa. Bă, cred că m-aș uita la apa asta o zi întreagă așa. Te cred, Marius. Se vede prea frumos. Îmi spuneți și voi părerea voastră. Așa că haideți să începem proiectul. Am luat eu niște lemn înainte de episod 1, 2, 3. Facem un pod random aici. Așa. Și vedem care este situația după. Nu știu dacă deconectez spațiul verde. Mai o să mai fie verde asta, te-am întrebat de multe ori. Așa, luăm pe ăsta. Bă, habar nu am. Înțelegi ce vreau să te întreb, nu? Nu. La spațiul verde aici, la casă, cu care l-am conectat noi, nu știi? Știi că am făcut insulița aia și am dus lemne. Dacă să deconectez spațiul verde. Eu am lopată și fac asta. O să mai fie verde sau o să usucă? Nu cred că au ajuns așa de avansați. Să mai fie, cred. Deci asta trebuie să-l tăiem. Avem un topor? N-avem. Să tăiem cu asta. Deocamdată. Și o să facem un topor după. Și aici punem din nou așa. Va trebui să fie una așa, de aici. Așa și după lemn. Tot trebuie să fac un topor, așa. Zi, Rafaele, cum o să Zi. fie acel windmill? Greu. Nu greu, cum o să fie? Descrie-l în câteva cuvinte. Bă, copy-paste ca poveștile anterioare. Ok, deci Dacă... o să fie ca un fel de tur cu fofeză, nu? Și fofeza aia se învârte, o faci și se învârte. Stai liniștit, Marius, că ai abonați care au mai văzut seriile anterioare. Știu, băieți, despre ce e vorba. Fofeza aia trebuie să o faci să învârte, Rafael, te rog. Aia e clasică, fofeza, grajd, animale... Pe ce poți să faci pe o serie? Nu știu ce poți să faci pe o serie. Păi nu e așa? Ai fost la vot? Da, am fost. Și am văzut postări de alea anti-buletine, știi? Păi... Abia l-am convins pe X-Leader să meargă la vot. Și am văzut postări de alea, știi? Hey. Ce bă, dacă spui buletinul la... Aia e ce? Aia te, oricum trebuie să te duci la vot. Nu e o laudă. E o laudă. Înțelegi ce vreau să zic? La noi în România e o laudă. Mă, aici nu se leagă ceva. Ah, păi îl pun aici, de la încolo, pe ăsta. Acum iar nu se leagă ceva. Băieți, lăsați-mă puțin, că e noapte și e târziu. Rafael vă poate confirma. Nu, no, e prânzul. Abia am mâncat.
Mai minți, Rafaele? Abia am mâncat și eu, Marius, am băgat la ghiozdan. Care-i mâncat, mă, tu? Că e 2 dimineața. Mi-am comandat niște clătite cu nuci și coniac. Da? Și ți-a plăcut? Da. Păi și mai ai voie Au să fost conduci? bune. În somn conduci. Sper să nu înceapă cu lagul, Rafaele. Hai, mă, ce 1, n-aia. 2, 3, 4. Păi e bine, mă. Nu e episodul lui X-Slater dacă nu începe lagul. A, e, lăsăm și cu lag, Rafaele, n-ai ce să-i faci. Măcar avem textură mișto, ce mai vrei? Ai textură mișto? Ai. Așa, mai luăm câteva, mai mergem câteva. Habar n-am, nu cred că e egal asta. Așa, ce nu e egal? Ia să vedem. Vine de acolo, mai trebuie una aici. Să mai fac una mai mare. Mai fac una mai mare. Sunt băiat. Băiat, da, băiat ești. Nu, sunt băiat. Am luat la bord. Da, acum da. Și asta vine cu a. Nu? Super stâlpul. Deci uitați-vă și voi, numai la apa asta, e prea tare. Ia să vedem Rafael acum, dacă e egală măcar. Dacă nu e egală, așa rămâne scara. Inegală. Te ameninți. Da, acum pare egală. Asta este, dacă nu e băieți, îmi pare rău. E o oră destul de târzie și va rămâne Da? inegală, Rafaele. Pe ce, Rafaele, nu-i așa? Da. Și aici vom pune scările. Mai avem scări? Nu mai avem scări. Să spui când trebuie să doarmă X-Slater. Băieți, dacă vă mai uitați până aici, scrieți și voi 64 în comentarii. E secretul nostru și veți primi o inimioară, vă asigur eu. Și dă și Rafael inimioare, începând de astăzi. Ce ai, Marius? Păi da. Pe ce mână dreptate am dreptate, nu dai? Pe canalul lui PewDiePie dau inimioare. Mă amuză că ne uitam pe amândoi pe un stream și a venit un PewDiePie fake și toată lumea a crezut că e adevărat. Pentru că și-a pus niște playlist-uri. Ca și cum ar fi de la de video-uri. Da. Și dacă ar avea verified, ar putea să ia. Să schimbe numele după. Deci. Și avea numărul de abonați ascuns. Ce părere ai? Ok. Deci, băieți, eu în Urăsc seria să asta. fac fofeze. Uite pe Rafael ce face acolo. Bă, dar bine ești. Bine să vede acolo, mă. Nu știu ce face acolo, dar să vede ceva mișto. Eu nu mai am soare aici. La mine mai e. Dă ceva să mănânc. Omoară oaia, ia, bagă niște pastramă. Culcă-te. Cum e noapte? Da. Piatra. Cum mă, s-a terminat mâncarea mea? Nici nu știu cât să vină asta. Gata, e noapte. Uitați, băi, ce frumos e cerul. A pus împreună cu Rafael, aș vrea să-l prind pe Minecraft, dar nu vrea să vină. Gata. Culcă-te, bă, Mihăiță. Gata, sunt în pat, Rafa. Să sperăm că nu e microfonul în ce, nu? Se aude bine. Da. Ok, mersi. Aude tare rău. Eu am făcut test, dar eu vorbesc și puțin mai încet să nu cheme ăștia poliția. Că am avut multe probleme cu statul ăla, Rafael.
Nu știu tu cum dai, poate sunt obișnuiți vecinii cu tine. O, spune mine că fac urât. Păi nu, dar dacă vorbești și deranjezi, cică. Nu ai voie nici să vorbești. Păi nu se aude. Spereți groși. O să fac și slipstream dacă vreau. Sigur o să faci tu slipstream acolo. Se aude. Aaaa! Cred că aude dimineața. Te scoală poliția pe tine. Stai mă, care e? Care nu e ora de liniște? De la 10 nu mai e. S-a terminat. Păi și dacă fac ziua? Păi și ziua. Pot să bag ce vreau eu? Păi și ziua, e aceeași. Ziua... Nu, stop, e ora de liniște? Ziua de la 2 până la 5, cică. Băi, lasă-mă în cioaca goală. Omorâși niște oi, băieți. S-a propagat oile aici la noi. Păi de ce vrei să faci ziua? Da. Cheamă aia garda, că zice că cine știe. Sunt atentate la tine în casă. Fac ziua, mă, nu vine nimeni. Tu faci stream cu căști. Se poate. Băi, dar nu mai are același farme, mă. Oricum nu poți să dormi cu căști, e aira. Păi poți că spui de-alea, ventuze de-alea, dar doar cu pe spate. Nu, no, mai are același farmec. Ai dreptate. Și te simți și mai bine când dormi fără căști. Vezi că știu eu o banderolă de aia, ți-o pui pe cap și dori cu ea. Ce? Am văzut la Unbox Therapy. Și ce face aia? O banderolă cu boxe. Și dori cu ea. Păi de ce ai vrea aia? Spune ASMR de la când se linge pe degete. Păi de ce ai vrea una de aia? Pentru că există oameni care dorm pe ASMR. Pleacă mă cu ASMR-ul, băi, eu n-am înțeles niciodată. Păi poate tu, dar sunt milioane de oameni. Poate știu eu nebun, tu poți să înțelegi chestia aia? Nu. Eu nu pot mă mâncățaș. Mie nu-mi place, mi se pare scârbos. Dar poate cine alții știe nu ce... pot să doarmă fără. Ce vise au ăștia. Cu fâșiit în urechi. Erotice. Habar n-am. Cu cai, cu... Nu știu mă, mi se pare prea de tot. Și mi-am dat la calculatorul ăsta din bio, nu știu ce tare am făcut. Bă, când randez, zici că zboară, zici că își ia zborul. Ai făcut rachetă? I-am dat full nu știu ce. Ai dat ventilatoarele la maxim, probabil. Da, da, el nu lucrează acum cu el la maxim. Dar când randez, încep. Zboară, bă, pun mâna acolo, scoate numai căldură. E numai trei calorifere. Vezi, cam ăsta e podul. Când o să avem și noi invitați special în seria asta? Cât de curând. Poate chiar mâine. N-am pus măcar carne, hai da. Ce mâine? Când o să strângem 10.000 de like-uri. Mai am niște pământ pe aici strâns. Așa. Mai bine faci un slip stream în pădure, tu. N-am setup. Păi să fac eu setup. Lumini, alea. Că venim cu mașina, o alimentăm de acolo și... Lasă-mă că tu îmi bagi clown de aia peste mine. Aoleu, că zic că la mine în pădure sunt clown. Vrei să nu mai dor noaptea. Și dai adresa la Bona să vină și ei. Și sunt aici pe Sidon. S-a sturat așa la de adrese.
De datul adresei. Cine știe cine naiba vine? Zici că ne omoară naiba. Mai stai și în pădure. Da, e curentul, aia a fost. Am văzut că ai pus pe comunitate să facem un slipstream la vara. Poate face, să vedem. Și eu iau 80% din venit și tu 20. Da, mă, lasă-mă cu venitul tău, nu e. Vreau să văd așa cum e. Deci am aluzie la contractul rotif, dar nu te-ai prins. Ca senzații. Păi nu prea sunt cu astea, cu scandalul ăsta. Eu sunt băiat, eu nu prea mai mult la Fortnite. Te uiți la fotbal și bei bere și râgăi tu. Nici la fotbal nu mă uit. Au mai amit niște gardele. Să vă zic, băieți, că s-a apucat Marius de table. Nu eu, Malachai. Toată ziua joacă table. Bă, n-ai văzut așa ceva, mă. Mă jucam și eu când eram mic. Cred că toți pensionarii îl iubește pe Malachai acum. Nu știu, dacă chemă Malachai să jucăm niște table și facem video. Cred că o să fie super interesant. O să adormi. Nici nu cred că știu abonații cum se joacă table. Nici eu nu știu cum se joacă. Te învață Malachai că știe. Na, mi se pare plictisitor să arunci cu tablele așa. Ce-ți place, Macau? Nu mai îmi place nimic cu cărți cu astea. M-am săturat, naiba. Toată copilăria mea a jucat numai cărți. Războaie. Toate nebuniile. Că stric apa, nu așa? Războaie. Nu ai jucat? Mhm. Tu te jucai Yu-Gi-Oh! M-am jucat și Yu-Gi-Oh! L-am terminat de vreo 20 de ori. Torții mai avem, mă? Avem. Ăsta-l las mai mic, băieți. Podul. Că n-are nevoie să fie înalt. Și ăsta e podul. Mamă, ce mișto. Bă, tu și cum să vede, mă, apa asta? Bă, e incredibil, mă, shader-ul ăsta. Știu că l-ai și tu. Da. Hai să vedem ce face Rafael aici. Rafael e mai mult? Da. Mai are Rafael. Bă, dar arată și mecheră, mă. Zici că e o schelă. Da, super tare. Pune Rafael o ușă. Arată super bine. Eu mai am de reparat pe aici. Mai am de făcut niște drum aici la casă. Dar trebuie să mai adun niște lemne. Să vedem, dacă vă uitați până aici, scrieți 334. Să vă văd și eu că vă uitați. Până unde vă uitați. Ce îți place mai mult? CSGO sau Minecraft? Minecraft. S-au dus, bă, toate vremurile. S-a dus CSGO, s-a dus Minecraft, Royal Games. Toate lucrurile frumoase, ce-mi plăceau mie. Dacă revine Minecraft Survival Games. Nu mai revine, a revenit Fortnite, nu vezi? Asta e... A băgat update-ul ăla de combat, prost. Păi nu, m-am jucat de 7-8 luni. Nu, nu, zic în Minecraft. Cred că de Crăciun. Ruinat. De Crăciun nu m-am jucat eu. Eu nu te mai jucat nimic. Nu prea mai mă joc, Rafael, am îmbătrânit. Te joci cu femei, tu, cu altele, acum. Păi da, cu viața mă joc. Faci iar noapte. Da, se vede nasol acum pe shader. Cred că l-ai și tu pe același, nu? Mhm. Băieți, deocamdată nu știu cum o să fie drumul ăsta. Dar facem așa, mai câși. Bă, dar urât să vede, mă. E de nejucabil. Mi-am pus la scenă pe OBS Minecraft scenă. Nu schimba. E, na. Și ce crezi că fac?
Exact ce nu trebuie. O schimb, că nu trebuie. Gata, că... mă. Ai terminat-o? Da. Păi și n-are fofează. Aia o faci tu. Gata, hai că sunt în deci pat. Deci tu te culci. Păi sunt în pat. Gata. Las-o fără fofează. Mamă, băi. Ce n-ai ce să zici, bă, de shader-ul ăsta? E prea frumos. Păi eu dacă scot shader-ul acum și văd Minecraft-ul, bă, închine. Zic, Doamne ferește. Uitați-vă și voi, numai la cer-ul ăsta, uite. Iată ce frumos. Mai țin, când eram mic, mă uitam la cer și mă învârteam așa cu capul. Nu știu dacă faceți și voi asta. Știi? Nu. Deci mă uitam asta la cer și mă învârteam cu capul. Asta e cea mai grea parte. Pofeaza aia? Da. Cea mai grea. Da, pentru că nu poți să zbori. Dacă zburai, o făceai. Dar zi, ai făcut așa? Nu. Când erai mic? Nu. Cum mă, nu? Și tu zici de mine că n-am avut copilărie, Rafaele. Mamă, băi, poate te iau o dată, dar să fie frumos la mine. Să ne dăm cu Sania. Dar dat adevărat, nu pe un metru. Ne dăm 3 km, 5-6. Și ne dăm de sus. Mor. Bă, tu și câtă viteză prizi, mă, 100 la oră. Lăca mea că mor cu tine. Bă, dacă caz, și înainte mă dădeam cu Sania când eram, știi, și eram mai mulți copii, acum nu prea mai sunt. Și ne dădeam cu Sania și ne băteam pe Sani. Și la viteza aia, vai, mamă, dacă cădeai praf te făceai. Și vedeam și ne întreceam, știi, nimeni nu se dădea primul niciodată. Ca te, trebuia să se dea aia, să te dai după el, știi, ca să-l dai jos. Aha. Și odată am făcut trenul, nu știu dacă știi cum e trenul. Cum e? Deci e o sanie, stau eu pe burtă, da? La altă sanie, ba picioarele pe alea. Legi sania, pe botul ei. Și tot așa, și faci tren de 7-8. Gândește-te și prinzi 200 la oră. Chiar dacă tu nu crezi asta. Bă, tu și cât de rapid poate să meargă? Și când, și când prinzi 200 la oră, ești direct în stradă, unde circulai cu mașinile. Și s-ar putea să nu mai fii. Că nu mai poți să mai oprești. Ce părere ai? Ce nebun ești. Asta a fost. Dacă v-ați dat și voi cu Sania, spuneți în comentarii, băieți. Eu m-am dat mult, m-am dus și pe dealuri de-alea abrupte. Mă dădeam cu folia. Vai, mamă, săream direct în boscheț. Cu folia mă dădeam și eu. Bă, tu știi cum este să dai pe deal abrupt? În boscheț săream direct. Cred că te-am văzut pe tine pe net, de a-i spar poarta unuia. A, nu eram eu ăla. Dar m-am dat, vezi că m-am dat pe dealul ăla, am un video. L-ai văzut? Cred că l-ai văzut. Nu. Unde m-am dat și m-am făcut fleșcă. Mai zic, cam ăsta e drumul. Mai trebuie să plec care aici. Vine să plâng, Marius. Gata, m-am aranjat pe aici. Niște dart. Imediat. Deci, băieți, dați-vă cu Sania, mamă, e mult prea tare, nu știu. 100 la oră să prinzi cu Sania când ai 10 ani. Mi se părea wow. Ce e asta? Asta la acolo. Știi ce făceam? Și noaptea ne duceam și aruncam cu găleți pe zăpadă, de apă. Ce crezi că se întâmpla? Îngheța. Se făcea gheață de aia și când treceai pe aia, îți dădea un buz de la. Știi cum facea Sania? Cum face trenul. Exact cum face trenul făcea Sania. Și ai avut vreodată un accident? Cu ce? Cu Sania, dă dertul ăla. Nu știu. Nu cred. Că știu să conduc. Știu să conduc și de fund și pe burtă. Că m-am dat mult de tot. Cred că m-am dat cu Sania 10 ani. E, 10 ani. Bă, dacă te iau odată, dar știi cum trebuie să te iau? Tu trebuie să stai peste mine, că altfel nu merge. Gen, eu stau pe burtă și tu stai cu fundul pe mine. Ca și cum mai fi pe cal. Crezi că se uită cineva la așa ceva? Vai de capul tău, aia e cel mai distractiv lucru. N-ai prins tu viteza aia, să vezi cât de viteză aruncă aici, dar tu.
N-ai prins tu viteza aia 100 la oră cu Sania. Cred că nu-ți imaginezi cum e. Pe un deal abrupt. Dar fii atent că ne dăm de la pădure noi. De la pădure? De la pădure, sunt 7 km. Urci o oră și te dai 3 minute. Ce afacere tare. Și eram, când eram mic, făceam echipă cu dăștia mai mari de 20 de ani, că puteai să stai pe ei, știi? Că până la mic nu puteai să stai. Și eu eram mic, aveam 30-40 de kg și stăteam pe aia mari. Dar ne stricau aia cu mașinile, că vreau să urce pe acolo, știi? Și dădeau cu nisip. Și se topea gheața. Aha. Că aruncam cu gălezi de apă. Ca să prindem boost. Dar nu m-am mai dat de mult cu salia, m-am dat doar cu folie. Hai bă că e bună asta. Cu folia? Dar nu e mișto cu folia. Cu folia nu e așa, cu Sania e cea mai tare. Și ca să prindă Sania viraj, trebuie să o freci cu o lumânare de aia. Parafină să numea. Ca să ducă ruginea aia după aia, după fier. Dar nu cred că mai am Sania acum. Că sănile trebuia să fie făcute de cineva, adică să știe, să facă cu dimensiuni, că dacă era stania proastă, nu prindea viteză. Că unii aveau sănii și se duceau repede de tot. Unii, eu aveam sănii și a mea nu prea mergea. Trebuie să alunece. Nu, trebuie să fie niște dimensiuni, habar n-am, să fie un spațiu între aia. E ceva de matematică acolo, cred. Nu e numai să arunci două fiare, le sudezi, pui lemnul și aia e tot. Dar m-am dat, dar aia e nimic cum se dădea aia care a intrat în poartă. Noi intrăm direct în mașină. Aolea. Sub autobuz intrăm. Bă, hai cu luna aia, e rândul tău, Marius. Care e luna? Gata, asta e fofeza. Păi eu lăsăm așa, deocamdată. Câte lână îți trebuie? Un stac? Care? Dă-i puțin să... Hai să luăm niște foarfece. Vină cu mine să-ți arăt și ce-am făcut aici. Progresul. Lasă așa. Până cu ce ai păzit? Păi am făcut progres aici. Vină cu asta, vezi ce-am făcut. Ți-am povestit despre Sunny, despre ele. Urmează partea cu pădurea, cu clownii acum. Să te iau să vezi ce-i acolo. Wow. Vină cu deci aici... Wow. Era partea aia, știi? Cu lemnul. Unde, cu ăsta, cu dirt-ul. Ia uite cum e acum. Cum e acum, e mai mișto? E de 3 sau ce? Că o făcui mai largă. Că am zis că circulăm pe aia. Și acum mergem aici, vină cu aia. Asta e mai strâmtă. Că e mai înaltă un pic. Acolo n-am avut spațiu ca aici. L-am făcut-o puțin mai mică. Și aici am făcut asta. Cum e? Mama e mișto. Așa, gata. Atâta. Și acum hai să găsim iron. Nu avem iron. Ia, fii atent. Cum vezi apa aici? Acum. În valuri mici. Da, mișto. Foarte mișto, băieți. Haide să luăm niște iron, luăm niște lână câtă putem și după aceea ne revedem în alt episod. Dar nu vă spun asta că eu urăsc să aud la alți youtuberi că zic că încheie episodul. Urăști? Da, și nici la tine când faci live stream sau ceva, nu mai mă uit. Că nu-mi plac așa să aud negativisme. Ca și cum ai încheia stream-ul. Ca și cum mă meniți că închei stream-ul. Da. Îți căută niște oi, că le-am omorât fără să știu. Nu știu ce am dat, am dat la Better Grass sau nu știu ce am dat, că se vede aiurea, dar o las așa, că îmi place și așa. E îmbrăcată toată iarba. Ia, ce e aici, aici nebun? E cățelărie aici, Rafaele. Cățelărie. Dacă se iubește o oaie albă cu una neagră, este maro, nu? Cred.
Câte lune trebuie? Nu știu. Cred că se face noapte. Chiar nu știu. Vezi cum se vede? Dunecat. Mamă, și nori. Dar norii sunt aceia sau se schimbă norii? Adică să plimbă ca pe aceeași. Ah, e deci e o imagine. Nu, se plimbă, se plimbă. Da, mă, uite, se plimbă norii. Păi da. Uite, dacă dai cu zoom, sau n-ai? Mamă, vino cu Rafa, vino cu Rafa. Să fim amândoi aici, la apus. Uite, băieți, ce romantic. Nu mai iubiți adevărat să acasă. Yikes. Când te duci la mare să te uiți. Da. Bă, cred că aici încheiem și noi, Rafaele. Să sperăm că am înregistrat bine și că totul a fost în regulă, n-am mers în reluare sau ceva. Eu am fost Xlader, v-am lăsat.